Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Mădălin și astăzi o să pescuiesc caras împreună cu Robi Channel. Salutare. O să vă las linkul lui în descriere pentru că are un canal de YouTube super mișto. Pescuiește foarte des la caras, așa că dacă vă plac partidele la ciprinide, la el pe canal o să găsiți mult mai multe. Am ales să facem o partidă foarte scurtă, cred că o să pescuim undeva la maxim 3 ore. Mergem într-o locație foarte aproape, deocamdată suntem blocați în trafic. Și dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să vă abonați, să dați un like acestui videoclip, să dați un share pentru că mă ajută foarte mult. Bineînțeles, să vă abonați și la Robi și hai să vedem care prinde mai mult. Acum, sincer, o să pescuiesc cu mămăliga lui Robi. Nu e chiar... Bine, nu facem concurs, dar hai să vedem totuși care prinde. E cu placul tău, nu? Nu, Robi e specialist la caras. O să pescuim cu varga, o vargă de 5 metri. Tu ai tot de 5, nu? Da, da. Așa, deci suntem amândoi pe vargă. Să vedem ce iese. Să vedem care prinde mai mult pește. Ok? Hai, ne vedem pe baltă. Bă, băiatule, Robi, pe unde m-a dus să-și mă? Păi nu mă interesează unde era. Mă interesează unde dăm noi. Unde era ocupat. Toată baza e în Robi, că Robi e. Vrei mă să dau de aici? Vrei să dau de aici și să-i prind pe toți? Păi nu mă, hai mă să ne băgăm jos. Păi da. Ia uite frate, răpitorul, eu sunt pescar de răpitor, mamă! Unde m-a dus să-și fă, Robi? Ia uite! Hai, lasă! Am venit după altă specie noi. Ia uite-te, bă, ce-mi face Robi. Robi Channel. Ce-i ravat? Nu-ți mai spun. Stucă? Era pește ca lumea. Hai mă, că stăm aici. Avem cum? Ce? Aha! Ia uite, tată, ce atacă răpitorul. Bă, și-mi lăsai bățul acasă. Unde dăm? Aici? Aici dăm, da. Deci nu cred asta. Lasă-mă, mă, Robi. Of, 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 of. Gata, hai, ne montăm. Aici? Era să zic la mine. Dau cu cârlige, gamacatu. Ești pe gamacatu? Ia dâng capa. Ce faci pe adâncimea aia aici? Păi nu știu, te întreb și pe tine. Ia dâng, că? Păi nu știu, e super adâncă, nu adâncă. A, de-aia dăm mai la mal. Cât are, 2 metri? Cam așa. Stai să fac și eu așa. Întoarce camera spre mine. Ce mămăligă dorești să-ți dau? Imediat, stai să... De la Robi Channel, dedicație. Deci eu... Să se vadă mămăliga de la Robi Channel. Ia. Stai așa. Ia uite. Da, e proaspăt. Ai pus ceva mirodenic, cocoroade, a? Nu contează ce am pus, e puterea. Ai pus? Puterea. Hai să o tăiem și să începem și să pescuim ca toți oamenii să prindem un pește. Hai, până atunci reglez și eu adâncimea. Locurile toate, secretele. Deci eu îi bag în juvelnic pe toți și la sfârșit mi-a ales câțiva de o prăjeală mai mari și după aia îi eliberez. Că vreau să prind și la an. O să încerc să fac niște cadre pe plută direct. Că vreau să văd dacă se vede mișto. Telefonul, dar nu știu unde o să-l pun telefonul. Mișto că nu bate vântul. Și nu curge apa. Nu, e perfect. Stai bine? Da.
Gata, am avut ciupitură. Pregătiți-vă că îi dau. Îi dau în țepătură. Este un să ține boțul mână. Cam boț ușor. Wow. Gata, s-a luat bucată. S-a luat bucată. Prima bucată. Babușcuță. Deci v-am zis, îi bag în juvenică, vreau să văd dacă am prins mai mult ca Robi. Și după aia dau drumul. Am băgat primul pește pe juvelnic și acum direct. L-am sacoșat. L-am sacoșat, cum se spune în termeni pescărești. Pe sacoșa. Și acum... Dar nu mai este pluta mea? Ce să iasă mă pluta, că mi-o băgase la fund. A luat-o din zbor. Bă, tot meritul e al lui Robi Channel, care mă măliga foarte bună. Ai rețeta pusă cumva? Da, da. Gata, intrați pe canalul lui Robi Channel și găsiți rețeta de mămăligă acolo, că trage în continuu. Chiar e bună. Dacă vreți mămăligă de bobiță, intrați pe canalul meu și avem rețeta acolo. Plută lângă plută, ia hai să vedem. Ia. Opa, așa. Și Evolution Fishing Channel prinde un... prinde un cărășel minuscul, minuscul. Deci v-am zis să-i eliberez. Hai pe ăsta să-l eliberez înainte, că e păcat de el. Frumos la vargă, chiar îmi place. Chiar e distractiv. Cârlige de 12 de la Gamagatsu. Strună de 12 de 0.12 și linia principală cred că o am de 14. A dus tot. Lui Robi a ieșit pluta de pe... Ha? Nu cred. No, e locul rău de stat. Rău, rău, rău. Alunec pe astea faci. Nu că nu agață pe lige. Ia stai mă, că dau și eu. Păi tu ai două, s-ar putea să iei. Să-l ajutăm pe Robi. Uite bă, ce înseamnă pescar. Sper că înseamnă două cârlige. Sper că e filmată. Ce două cârlige? Uite mă. Ia Robi, ți-am salvat partida. Deci ați văzut pescarul. S-a anunțat pescarul de pe grup. Îți dai seama că dacă nu prindeam pluta, erai în aer. Trebuia să-ți dau plută. Aveam una, dar era numai așa asta. Aveam de un... Deci l-am salvat pe Robi Channel. Mi-e dator, vândut. Da. Un caras. Tu m-ai salvat. Păi vezi că și eu am fost fair play. Așa. Și acum încercăm semolina. Dacă nu știți ce e semolina, o să las un link. Să vedem cum se prezintă. Robi dă cu mămăligă, eu dau cu semolina. Să vedem dacă e mai bună decât mămăliga lui. Ce zici, Robi? Prind la semolina? N-are șanse, nu? Ia, o să vedem. Uite, chiar n-o să editez nimic, las clipul direct. Să curgă. Să vedem dacă e bună semolina. Așa. Plută lângă plută. Semolina versus mămăliga. Ai emoții?
N-ai emoție? L-a luat Robi. Și l-am luat. Era să-l iau și eu, dar m-am încurcat biciul Robi. Chiar mi-a tras. Toba bușca, mă. De asta acră. Bă, da, mică. Eu nu-i mai bag, iar un cap. Nu-i mai bag în niciun juvelic. Bă, eu îi eliberez pe toți. Ia să o eliberez eu și pe asta de aici. Pe babușcuța asta, că nu. Așa, deci e gol. Iar ți-a dat. Tot la semolină. E clar. Uite, hai să vă arăt semolina. E super gumoată. Am făcut-o puțin mai tare ca să nu mai bag în seringă. Dar oricum. Cum e, Robi? Din ciupitură, așa frumos. Frumos caras din ciupitură. Cu semolina. Astăzi nu facem tigaia, astăzi mâncăm cartofi prăjiți. Astăzi mâncăm mămăligă. Astăzi mâncăm doar mămăligă. Pește se eliberează. Deci semolina clară treaba. Numărul 1. Facem noi performanță cu edițiile astea. Nu mai facem performanță, nu. Aia zic. Dar ai văzut ce ciupitură fină am avut și cum l-am luat din ciupitură, ai văzut? Am văzut. Eram cu ochii pe ea. Plută de competiție. Am schimbat toată linia. La cerințele și... La nervi, de fapt, că prindea numai Robi și eu nu mai prindeam nimic. Cum am schimbat? Cum? Zbang. Caras. Gata, direct l-am luat. Cărășelul la semolină. Ușor, ușor, puiule, că n-apă ajungi. Avem titlul perfect la film. Cărășii la semolină. Mai bine la semolină decât la... Decât la mămăligă, da, e clar. Semolina a salvat ziua. Fii atent, facem o chestie. Pe clip se audă și la mine. Băgăm amândoi în același timp cum faci semolină, eu fac mămăligă. Aruncam unde era și de-a păi ce mai că s-a văzut? Mamă, cum a... Ai văzut, mă, nici n-a apucat să ajungă pe fund. Bă, deci tu și cum a tras? Nu mai mă uit la niciun vecin. Că i-am găsit șmecheria. Finețe, 2 grame. Nu mi-a spus nimeni, nu-mi plăcea mie, mie îmi place să-mi țină pe fund. Plumbul. Da, m-am luat dacă Robi prindea pe... Păi văd Robi, dar eu n-am rateuri așa. Hai, lasă-o măcar să ajungă pe fund. Uite, ai văzut? A tras exact până să ajungă. Păi și la mine ciupe direct. Da, eu dau decisivă. Adică nu iau prizonieri. Cărășel după cărășel. La semolina. Ești ce spun? Oprești tu o tigaie. Păi sunt mici. Oprești eu dacă prind mai mari. Dacă prind ceva mai mare, opresc câțiva. Câțiva opresc. Dar până atunci eliberăm. Ia uite, bă, stau și-o lângă.
Ia, am dat în același timp, Robi, deci hai să vedem acum care prinde primul. Eu am avut ciupitura, da. A plecat ușor, îl las. Nu mă grăbesc că nu vreau rateuri. Și gata. Opa, așa. E frumos, dar nu e de reținut. E mărunt. Are palma? Nu are palma. Aproape. Astăzi le facem baie. Deci, cârlige de 14, bobiță mică de tot de semolină. Ăsta e secretul. Așa. Lansăm, prindem și eliberăm. Ăsta e planul. Deci mi-a dat exact înainte să ajung, uite-și. Ia uite. Deci frate, cum trage la semolina asta, nu vine să cred. Vezi, Robi? Da. Și acum eu dau direct. Cărășel la semolina. Hop, hop. Hop, hop, semolina. Deci urmăriți clipul 10 motive pentru care să alegi semolina și o să vedeți că se întâmplă chiar pe baltă acum. Nu mai stai să faci mămăligă 20 de minute, nu mai faci mizerie. Se face în 2 minute semolina. Am aruncat și acum imediat. Vino, cărășelule. Cum vii, așa pleci. Bă, mi-am dat seama ce nume o să pun la clip. Cum să prinzi caraș cu 50 de bani. Pentru că bucata asta de griș nu costă mai mult de 50 de bani. Și așa se va numi clip. Cum să prinzi caraș cu 50 de bani. Și chiar nu e clickbait. Este adevărul. Acum că nu sunt carașii mari, ăștia sunt pe zona. Bun, ne pregătim să închidem partida. Am rămas fără card la cameră. Păcate. Robi a aflat ceva astăzi, că semolina e viața lui. Bun. Asta e viața. E sigur și... Asta. Semolina. Tot numărica e pe primul loc. Bun, eu vă mulțumesc că ați avut răbdare să ne urmăriți. Până data viitoare, să aveți fire întins. Are. Salutare.